Bună ziua, dragilor și dragilor, multizbiților și stigmaților! Ni drag de voi! Pe oriunde ați fi, că sunteți în România, în Spania, în Italia, în Irlanda, nu știu de ce dracu sunteți așa de dragi. Nu sunteți dragi. V-am mai zis până acum chestia asta? Nu? Vă zic acum. Mi sunteți dragi. Și sunt la voi. Eu așa mai zic, mai înjur, mai scap cuvinte de alea ciudate, mai vă bat obrazul din când în când, dar știu că nu mi-o luați în nume de rău, că tăi, eu sunt neapsu și neamțu pot să zică orice până când o să dea careva cu o mașină închisă la culoare peste el. Neamțu este atât de important încât el vorbește despre el însuși la persoana a treia, adică să ziceți mersi că el nu folosește și pluralul când se referă la el. Să-i semn clar de... Asta vreau să zic, că sunteți dragi. Și că dacă vă numiți Alexandru sau Alexandra sau Alexa sau cunosc vreo 7 persoane cu deviații de nume, la mulți ani, că azi e Sfântul Alexandru, scrie mare. Da? Deci, că te cheamă Alexandru sau ți se spune doar Alex, da? Deci, hai să încerc să-mi aduc aminte. Alex Lezeu, la mulți ani bre, de ziua numelui care este. Alex, care tocmai a venit ieri la Teatrul Dan Alexandrescu. Ieri a fost o zi prolifică pentru Teatrul Dan Alexandrescu, că au venit doi recruți noi, nu știu cum să le zic altfel, viitori, posibil colegi de trupă de teatru. Alex, și ție la mulți ani de ziua numelui. Alexandra, Alexandra bre, te știi tu care ești, da? La mulți ani de ziua numelui. Alexa, care presupun, mi-aduc aminte că e în Statele Unite. La mulți ani și ție. Cealaltă Alexandră, na, la mulți ani și ție, bre, satană, că tătăl meu, la mulți ani. E ciudat să-i spui cuiva de ziua numelui unui sfânt, la mulți ani, satană, dar și toți ceilalți care purtați nume de Alexan ceva, da? La mulți ani, că e ziua voastră. Că tot am început cu Alexandru, mai e și Ioan și Pavel cel nou, la mulți ani și voi, Ioan și Pavel, mai ales dacă ești Pavel cel nou, la mulți ani de mai multe ori. Cuviosul Fantin, Sfântul Ierarh Varlam, la mulți ani și lui Varlam, Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, episcopul Romanului în calendarul ortodox. În Azerbaidjan este astăzi sărbătoarea națională, proclamarea independenței, care a avut loc în 1991, ca mai toate țările fost URSS-iste, SSR-iste, toți și-au proclamat independența undeva prin 91. În 1265 apare prima mențiune documentară a Hunedoarei. Hunedoara, la mulți ani, care ești din Hunedoara și te simți hunedorean? Bea, frate, ceva și în cinstea noastră, să vă simteți bine, să dansați un jogging și să fie zile faine pentru voi. 1265, prima mențiune documentară a Hunedoarei. La 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 la. Asaltul României, armatei române asupra redutei turcești Plevna 3 în 1877. Apare primul sistem audio stereo în Franța în 1881, pe 30 august. Clement Ader, inginer francez, patentează teatrofonul. Surround! Așa... Așa... România rupe, după lovitura de stat de la 23 august, relațiile diplomatice cu Ungaria hortistă în 1944. Pe urmă, în 1948, a fost creată Direcția Generală a Securității Poporului. Sau Securitatea, așa cum mai este ea cunoscută. Lumea înjură Securitatea pentru că a fost un mijloc de opresiune. Alții tind să spună, frate, a avea un sistem de ăsta de securitate a poporului este absolut normal, că se cheamă SRI sau securitate sau siguranța statului. Cum vrei să se numească, un sistem de genul ăsta
a existat și trebuie să existe. Că a fost folosit ANAPO, dar asta e altă poveste. Nu că le iau acum apărarea securiștilor, dar să nu folosim securist, termenul de securist, ca pe o chestie nașpa. Oamenii aia, inițial, sistemul presupun că a fost gândit să protejeze interiorul granițelor de pericolele din interiorul granițelor. De aceea se numește și securitate. În 1974 a fost realizat calculatorul pe bază de laser coral. Președintele Iranului Mohammad Ali Rajai și primul ministru Mohammad Javad au fost uciși într-un atac cu bombe efectuat asupra clădirii guvernului în 1981. În 84, primul zbor al navetei Discovery. În 1986 are loc un cutremur de pământ în Vrancea cu magnitudinea de 7,2 la adâncime de 140 de kilometri. Apropo de cutremuri, ați văzut că parcă sunt din ce în ce mai multe? Parcă prea, nu știu, mă gândesc din ce în ce mai mult la filmul 2012 sau cum se numea filmul ăla pe care oamenii acum l-au și uitat. Eu zic să-l mai vedeți odată. În urma cutremurelor de pământ și a magmatizării magmei magmoase din interiorul magnetic, da? Ceva. Mă, concluzia este că o să murim. Mike Powell, atlet american, reușește să depășească recordul mondial la săritura în lungime, stabilit în 1968 de către Bob Beamon, dar asta se întâmpla în 1991. Iar în 2005, uraganul Katrina a devastat sudul Statelor Unite. De aici a plecat gluma aia cu de ce poartă uraganele nume de femeie. Păi e simplu că și femeile cu care te și căsătorești vin umede și sălbatice și pleacă cu casa, cu mașina, cu... da? Tot ce ai tu, îți iau ele. La mulți ani, Cameron Diaz, născut în 1972. La mulți ani, Ralu Filip, jurnalist și jurist român. La mulți ani, Ana Adamis, scriitoare și libertistă maghiară. La mulți ani, Warren Buffett, om de afaceri, miliardar american. Și Victor Emanuel Saini, chimist român. La mulți ani, Petru al Castiliei, născut în 1334. Ne-a părăsit Dan Iordăchescu, bariton român, în 2015 și Cornel Todea în 2012, regizor de teatru și realizator de emisiuni de televiziune. Cam atât. Mă spuneam că Azerbaidjanul își serbează astăzi proclamarea independenței care a avut loc la 1991. Ia să vedem ce au mai descoperit ăștia. Nu știu dacă ați apucat să vedeți ieri chestia asta. Cel mai bătrân om din lume, ci că și-a pregătit mormântul încă din 1992. Indonezianul Ma Gotho. El și-a pregătit sărmanul înmormântarea încă din 1992. Are și piatră de mormânt, gata. Dar nu mai moare. Se zice despre el, despre indonezianul ăsta, Ma Gotho, că este cel mai bătrân om din lume, având nici mai mult, nici mai puțin de 145 de ani. 145 de ani. L-a uitat Dumnezeu pământ. Potrivit cărții sale de identitate însă, bărbatul s-a născut în 1870 în Sragen. Pe 31 decembrie s-a născut omul nostru. 1870. Da? Bă, nu știu ce mănâncă oamenii ăștia. Bine, el în momentul ăsta nu mai mănâncă mare lucru, că nu se mai poate hrăni sau spăla singur și, evident, are nevoie de ajutor. Partea mișto este că el încă se mișcă de colo-colo cu un baston, îi atârnă toate celea. Vă imaginați că la 145 de ani, presupunem 145 de ani, de ce zic presupunem? Pentru că el are o carte de identitate, dar hai să fim serioși. În zona aia de lume,
Au mai apărut oameni care se laudă sau i-a lăudat cineva la un moment dat că ar fi extrem de bătrân, când de fapt sunt doar confuzii și e o lipsă totală de informație clară. Cartea sa de identitate spune 31-12-1870 ca data nașterii. 1870. Deci în 1970 omul nostru făcuse un secol. Ai mei nici măcar nu se cunoșteau. Ce să mai zic de eram în plan. 1970. Cum e să ai 145 de ani? Și să treci prin două secole, două milenii, două războaie mondiale? Și să fii tot aici, adică, hai, Vasile. Da? Să te viziteze din când în când ăștia de la pompe funebre. Încă mai sunteți? Mai sunt. Nu vă grăbiți. Mai treci un an, vin ăștia de la pompe funebre. Bună ziua, mai... Da, suntem în regulă. Am mai zis chestia asta, dar mă repet, aș prefera să trăiesc 145 de ani, nu pentru o viață lungă, pentru că prefer o viață scurtă și faină decât una lungă și nașpa. Până la 65, lăsați-mă să-mi dau duhul, da? Dar aș prefera o viață lungă numai ca să o trag statului. Imaginați-vă că, cel puțin în România, plătești o viață întreagă la stat, tot felul de taxe, impozite și alte alea. Participe activ la casa de sănătate, chiar dacă, să zicem, nu te îmbolnăvești, deci n-ai nevoie de ea, a sistemul de pensii și așa mai departe. Da? Statul face tot posibilul. N-ați văzut că Germania a propus și, dacă nu mă înșel, chiar a pus în practică ieșirea la pensie la 65 de ani. Ăștia tot ridică. Deși speranța de viață scade, ei tot ridică vârsta până la care poți să muncești, pentru că tu să uiți unde trebuie să te duci, ieși din casă și ieși cu curul gol că uiți să te îmbraci, că așa se întâmplă la anumită vârstă, vrei, nu vrei, începi să uiți chestii, ieși din casă, nu mai știi unde trebuia să pleci. Dar de ei ridică vârsta de pensionare, tot ridică, 65 de ani, da? E, lucrez până la 65 de ani, până o să ieșim noi la pensie, generația asta a mea, probabil că o să fie la 70 de ani ieșirea la pensie. Și aș prefera să am o viață de 140 de ani, numai ca să trec în fiecare an pe la casa de pensii și să le spun: ha! Și anul ăsta mai trăiesc încă, tu vă în lampa, am plătit o viață întreagă cu rândul vostru. Dom'le, dar ai depășit de mult, adică trebuia să mori. Da, vă imaginați că plătești la sistemul de pensii și ei au luat o medie, nu știu, că 25 de ani sau cât ar putea să ajungă banii cu care cotizezi ca să ții pensie lunar. Abia imaginează-ți că trăiești încă o dată pe cât ai plătit, când banii pe care ai cotizat, 60-65 de ani cât ai cotizat la sistemul de pensii, mai trăiești încă pe atâta. Și ei spart, frate, pentru că practic ieși din... să-ți dea ei bani tura asta. Înțelegeți? Numai de dracule aș face chestia asta. M-aș chinui să trăiesc cât mai mult ca să mă duc anual la casa de pensii să le spun: ha! Mă, eu o să fiu genul ăla de boșneag. Răutăcios, da? Încă trăiesc, tu vă, mama. Da? Încă trăiesc. Dați bani. Dom'le, dar ați cam ieșit din banii cu care ați cotizat. Ghinion? Zice că trebuie să-mi dai pensie până la moarte? Da. Câți ani ai? 130. Acum și mori. Nu cred. Mai am să vă suc de bani. Peste 10 ani. Tătaie, dar încă ești în zonă. Sunt în zonă. M-a dea dracului. Să știu că duc statul în faliment, dar nu mor până când nu-mi dați toți banii pe care aveți. Da? Ăla aș fi eu. Răutăcios, în baston, orb, surd, jumătate paralizat, fără să știu exact cine sunt. Dar de-a dracului mi-aș nota pe palmă, inscripționat cu tatuaj pe palmă: du-te la casa de pensii ca să faci ha! Numai de dracule aș face chestia asta. 145 de ani. Ci că în lume mai sunt anumite persoane despre care se crede că au depășit cu succes 100 și de ani. Este o persoană, cea mai bătrână femeie din lume, 126 de ani, parcă. 126 de ani, marele secret, chiar și ăsta a zis, l-a întrebat jurnalistul ultimul care l-a intervievat: dom'le, care e secretul să trăiești 145 de ani? Și omul nostru a zis: răbdarea.
Să ai răbdare, Mahatma Gandhi ăsta, cum am zis că îl cheamă. Mabgoto. Răbdare. Și altceva ai putea să faci la 140 de ani decât să ai răbdare. Că, dom'le, nu mai am răbdare, eu plec de aici. Păi, și peste un an îl găsești tot acolo. Păi nu mai pleci. Am plecat de acolo de un an, dar mă mișc greu. Adică am făcut 10 cm. Eu zic că încă mă grăbesc. Răbdare. Da? Așa. Apropo de răbdare, că mai țineți minte că Tăricianu a intrat pe ușa din spate să-și preschimbe, să-și transforme, să-și înnoiască ce dracu a făcut acolo cu permisul lui de conducere. S-a găsit și vinovații până la urmă, adică 3 ofițeri ai Serviciului de Permise București sunt cercetați administrativ de Ministerul Afacerilor Interne mai după ce au permis intrarea lui Tăricianu prin curtea interioară a clădirii ocolind coada. Tăricianu nu are nicio treabă, el deja s-ar putea chiar să apară o lege în care să spună că oamenii politici n-au voie să fie puși la oaltă cu prostimea. Ne-am obișnuit. Da, oamenii politici nu mai au voie să fie înjurați, criticați, observați pentru că intervine nu știu ce lege. Da? Hai să le luăm cap la cap, să le punem cap la cap. Când populația, cu ajutorul presei, care de obicei presa e de rahat, da? Dar presa face și treabă bună din când în când. Când presa, vă spuneam, a adus la cunoștința populației faptul că sunt corupți, că oamenii politici sunt corupți, că sunt compatibili, că au afaceri de milioane de euro, că au primit fonduri europene care s-au oprit jumătate la ei și jumătate au fost împărțite între subalterni și așa mai departe, a intervenit imediat cineva care să spună că vrea o lege. Cum se chema legea aia lui Oprea, mă? Pe care o vrea el neapărat. Că nu mai ai voie să-i înjuri pentru că se cheamă că îi înjuri. Și, da? Am uitat cum îi spune legii alea. N-a trecut din fericire, dar atâta nesimțire încât să se protejeze ca să, legal, ca să poată fura mai bine și să nu mai stea nimeni cu ochii pe ei, bă, deci să poată fura liniștiți. Da? Adică, când faci o tâmpenie și stă presa cu ochii pe tine, e nașpa. De ce? Că apare în presă, mă, și populația nu te mai place de parcă te-ar fi plăcut oricum, că eu până la scandalul ăla n-am auzit de Oprea. În momentul în care în presă au început să apară imagini cu castelele pe care și le-au construit, cu domeniile pe care le dețin, a intervenit cineva care să ceară în Parlament, în plen, interzicerea publicării sau a fotografierii, chiar și de pe spațiul public, a clădirilor care sunt proprietate personală. Țineți minte? Da. Nu mai aveai voie sau chiar și acum s-ar putea să nu mai ai voie să faci poze iubitei tale care îți arată un sfârc așa rapid, pentru că în spatele ei s-ar putea să fie niște clădiri care sunt proprietate privată, omule, și atunci e de rău. Proprietarul poate să-ți facă scandal, că el nu vrea să-i pozezi casa. Da? Deci, în momentul în care presa a început să prezinte, bă, dar ce viloanțe are Oprea! Bă, dar Colin Popescu Tăricianu, dar Mugurii Sărescu, dar bă, ăla care e în arest la domiciliu și are piscină pe 3 nivele și 12 mașini parcate în curtea interioară, că n-aia exterioară vin oaspeții. Și are 3 corpuri de clădire casa în care locuiește el. Da? În momentul în care casa patriarhului sau fratelui patriarhului sau arhimandrit nu știu care sau da, au început să apară în presă, brusc a venit cineva și a cerut, bă, iar nu ne mai pozați casele. De ce? Pentru că facem o lege. Ați-a dracu să fiți voi cu presa voastră. Facem o lege și gata. Dar ce facem aici? Chiar vreți să arătați tuturor că suntem hoți? Nu! Niciun om care câștigă din ce ia în Parlament nu își poate face o casă de aia. N-are cum. Trebuie să aibă ceva pe lângă. E la mintea cocoșului. În momentul în care Călin Popescu Tăricianu a intrat prin spate ca șuntând o coadă și efectiv bătându-și joc de oamenii care stăteau la coadă, a intervenit și probabil că o să apară o lege care să spună foarte clar că demnitarii nu vor sta la coadă. Ei nu sunt socotiți cetățeni superiori.
Herrenvolk, da? Rasa superioară. Ce ești, caucazian? Nu, sunt politician. Dați-mi voie să vă ating? Da, te mă, și-l arunci într-o râpă, atingându-l. Da? Noi ăștia suntem de jos, suntem subumani. Pentru noi e un alt set de legi pe care le împărțim și noi, taximetriștii au alt set de legi, restul participanților la trafic au alte legi. Polițiștii de la rutieră au și ei alt set de legi. Aia le împărțim noi între noi, ne descurcăm, e ca în Elysium. Da? Ăia de jos au alte legi față de ăia de sus, care, scuze-mă frate, sunt un fel de zei ei acolo. Da? Deci va apărea chestia asta prin care dregătorii, zapcii, spun, da, divanul, ăia nu se amestecă cu prostimea. Ei să aibă legi separate. Ca urmare, nu se va mai sta la coadă. Mai vine unul și zice, bă, dar să ziceți mersi, nu ați înțeles voi că, uite, de fapt, Călin Popescu-Tăriceanu a încercat să fie un om onest, un cetățean onest, țineți cont că putea să trimită vreun secretar ceva să-i rezolve treaba. Bă, foarte adevărat, ar fi putut să-i trimită un secretar, un pingător de ăsta de hârtie, un păpincuriț care lucrează pe el pe acolo, putea să facă și treaba asta. Foarte adevărat, dar asta nu-l absolvă de nimic pe om. Că putea să stea la coadă, că sunt convins că oamenii, voi, dacă le spunea, știți, nu vă spărați, trebuie să ajung la Senat. Și e târziu. Încă nu s-a dat drumul la ghișeu. Mai sunt vreo 10-15 minute până deschidește ghișeul. Dacă nu vă deranjează, îmi dați voie să... Și oamenii care sunt români și, deși detestă politicienii în general, da? Și cu siguranță ar fi fost oameni care să vocifereze, eu sunt convins că l-ar fi lăsat să intre. Înțelegeți ce spun? L-ar fi lăsat. Lasă, bă, Călin Popescu-Tăriceanu, frate. N-ar fi zis, stai, bă, proasta satului la coadă. Nu, hai, domnule, treci, te trebuie, ești unul singur la urmă urmei. Rezolvi repede oricum, nu te trimit ăștia să umbli pe la birouri. Umblă ei. În schimb, ce mă deranjează este că mă deranjează puternic este faza asta cu dacă politicienilor nu le place ceva, că presa a văzut, de exemplu, dau un exemplu, un exemplu. Presa spune că politicienii își cumpără doar mașini luxoase și prezintă, uite, Xulescu conduce o nu știu ce mașină, bolid, următorul cu nu știu ce limuzină și așa mai departe. Cu siguranță unul dintre ei, dintre politicieni, dintre oamenii care iau decizii și propun legi, va propune porcărie de genul prin care presa nu mai are voie să vorbească despre mașini. Niciodată. Nu mai faceți autoshow-uri. Gata. N-aveți voie. Înțelegeți? Și noi îi lăsăm. Mă întrebase cineva la un moment dat, băi, din străinătate, că vorbesc cu destui oameni din străinătate, care îmi urmăresc emisiunea. Și chiar mi-am făcut o grămadă de prieteni, așa, cu care, deși nu mă cunosc personal, față în față, nu ne-am văzut niciodată, stăm de vorbă pe net foarte mult. Și unul dintre ei m-a întrebat, băi, dar am auzit că ai zis că România e o țară pierdută, nu mai, a trecut de nivelul la care putea fi salvată. Este o țară de nesalvat. De ce zice asta? Și zic, mă, e o țară ajunsă în halul ăsta pentru că i-am lăsat. Am preferat să plecăm. Eu am făcut aceeași chestie, evident. Am preferat să plecăm și să întoarcem spatele problemelor decât să dăm cu ei de pământ. Și în continuare oamenii vă spune, băi, dar mai ușor cu din astea, mă, că nu mai ai voie să zici, instig la revoltă. Dar nu instig la revoltă, absolut deloc. Sunt 12 oameni care urmăresc emisiunea asta. E de ajuns să vă uitați pe YouTube, vedeți numărul de view-uri, 12. Da? Și revoltă poți să faci cu 12 oameni. Nu instig la revoltă, Doamne feri. Eu sunt un pacifist de felul meu. Prefer să vorbesc, să negociez decât să dau cu pumnul. Dar voi da și cu pumnul dacă e nevoie. Că nu-i fi tâmpit să încasez. Da?
ține de instinctul de supraviețuire. Dar în general eu sunt un pacifist, prefer să vorbesc, negociem, trebuie să picăm frate la un acord, nu se poate. Mai dai tu, mai las eu, mai vedem, n-am să dau niciodată primul cu pumnul. Deși ar trebui. Dar, în continuare voi spune, câtă vreme îi lăsăm, nu stăm cu ochiul pe politicieni și nu doar să vedem că ăla a făcut ceva și să ne revoltăm pe Facebook, trebuie să-l și taxăm, așa o să meargă. Așa o să meargă. Și presa nu are cum să facă singură treaba asta, pentru că un om care lucrează în presă, mai ales în presa locală, este ușor influențabil. Și nu e ușor influențabil la modul, bă, zi de bine că îți dau bani. E ușor influențabil la modul, vrei să mai lucrezi vreodată în orașul ăsta? Da, e, nu în timpul mandatului meu. Dacă nu-ți tace gura. Că se face. Se face, s-a făcut și se va mai face chestia asta. Pentru că cei cu pâinea și cu cuțitul în mână decid. Și cine deține în mare parte presa locală sunt cei care au cuțitul și pâinea și în consiliile locale. Da? Așa a fost încă de când eram mic și am auzit de presă locală. Presa locală e deținută sau este influențată în cea mai mare parte de oamenii politici. Și nu o să stea nimeni să spună, știți, Xulescu, care întâmplător îmi este și patron, de la el îmi iau banii, e hoț și corupt și ar trebui închis. Ăla vine, patronul, și spune, cine a scris, mă, porcărea asta de articol? Eu, șefule, că vreau să fiu un jurnalist onest și corect, da? Ia, du-te tu și vin de ziare pe stradă, hai. Ca să nu zici că te dau afară de la mine din firmă, du-te la distribuție de ziare. Tu o să fii ăla care merge prin Gara de Nord strigând, luați ziarul cu tare! Și da, presa poate să atragă atenția. Populația este cea care trebuie să taxeze. Și populația nu taxează. Ca urmare, suntem de nesalvat. Pentru că ne place așa. Și când spun că ne place, la modul serios, chiar ne place. Că dacă nu ne-ar plăcea, am face o chestie. Moldova este cea mai săracă zonă a României. Deși suntem în aceeași graniță cu restul zonelor. Nu se fac investiții, nu vin bani. Idei sunt și atât. Și atunci ce facem? Mergem liniștiți, votăm în toată zona asta a Moldovei, de cele mai multe ori aceiași oameni și ne plângem că suntem o zonă săracă. Și că nu sunt bani și că nu sunt investiții. Și cerem de 11 ani un rahat de autostradă. Yay! Dar în curând va fi o lege care să spună nu mai ai voie să critici. Cel mai probabil, în curând. Pentru că vă spuneam, 3-4 ofițieri sunt cercetați administrativ pentru că Tărceanu a intrat și a șuntat coada. Unul din ăștia 4, Florin Rădulescu, și-a depus chiar dosarul de pensionare, după ce imaginile cu șeful senatului intrând prin curtea interioară au devenit publice. Asta e pe surse. Nu se știe sigur, pentru că o să se țină secret. Mai am puțin și vomit aici. Nu mă întrebați de ce. Vă vorbesc de politicieni, probabil. Cercetarea făcută de ofițerii Ministerului Afacerilor Interne este una administrativă, verificându-se dacă ofițerii vizați și-au încălcat sau nu atribuțiile de serviciu. Nu discut cazul unor persoane fizice, nu pot să vă dau date cu caracter personal, a spus șeful serviciului de permise, care a fost rugat să comenteze situația. Bine. Da. Deci s-a rezolvat. Doi români au fost arestați pentru că au furat dintr-un sat din regiunea Matrice, devastată de cutremur. Ce-i de comentat aici? Presa internațională a luat deja povestea asta în gură.
Doi cetățeni români suspectați de furt în zona devastată de cutremurile produse pe 24 august au fost arestați preventiv, au spus autoritățile italiene. Un bărbat și o femeie, 44, respectiv 45 de ani, au fost surprinși cu un vehicul înmatriculat în Germania, imediat după ce ar fi comis furturi în satul Preta, din comuna Amatrice, spun cei de la ANSA. În mașina suspecților, carabinierii au găsit îmbrăcăminte, obiecte de uz casnic și 300 de euro. Cei doi români cunoscuți cu antecedente penale au fost reținuți și apoi arestați preventiv pentru furt calificat în formă agravată. Asta după ce numai puțin de 290 de persoane, inclusiv 11 români, au murit în urma acestui cutremur, Amatrice fiind una dintre zonele devastate de seism. Mi-aduc aminte că într-o perioadă în România se vorbea de o lege marțială, nu știu dacă mai există în vigoare în chestia asta, în caz de cataclism, da? Război, nu știu exact cum era acolo, dacă ești prins la furat în perioada de genul ăsta de ananghie, poți să fii și executat pe loc. Și ar trebui. În condițiile astea, când ai 290 de morți într-un oraș în care erau 3.000 de oameni, 290 de morți și tu le furi din casă ce-a mai rămas din ea, trebuie să fie executat, frate. Și nu sunt adept al, adică am zis că nu sunt adept al execuției, a condamnării la moarte așa, pentru furt. În cazul ăsta, da. E o perioadă extraordinară, e o perioadă, e un cataclism, am mai zis. E agravată chestia, nașpa. Sunt un adept al pedepsei cu moartea. Susțin. Mă gândesc că poate încercăm și varianta asta. Pentru cazurile extrem de grave. Da? Cum e ăsta. Nu e nicio problemă, doi români au fost prinși la furat, nu o să fie primii români, nu o să fie ultimii români. Îmi pare foarte rău că sunt o grămadă de români în străinătate care se străduie și să-și facă treaba cât mai bine. Și aici nu vorbesc din auzite, din văzute, frate, că am fost. Dacă n-aș fi ieșit niciodată din țară, nu mi-aș fi bătut capul. Dar i-am văzut. Și în continuare voi spune că românii, cel puțin în zona în care am fost, în zonele în care am fost, și slavă Domnului, am văzut ceva zone. Din trei țări tot am fost și am vorbit cu românii în toate zonele. Sunt foarte bine văzuți. Atât de către colegi, cât și de către angajatori. Sunt harnici, sunt ieftini, disciplinați. Exact ce nu e în România, când se întorc în cei mai mulți dintre ei, când vin în România, sunt exact opusul. Oamenii în vârstă îmi spuneau, neamți, parcă la graniță, când trec granița, le rămâne în urmă spiritul civic, simțul civic pe care l-au dobândit în străinătate, vin în România și fac tot ce nu pot să fac în străinătate. Aruncă gunoaiele la marginea drumului, golesc scrumierele de la mașină lângă bordură, dau muzica la maxim. De ce? În străinătate nu li se permite chestia asta. Și nu o fac, poate, nu pentru că nu li se permite, dar nu face nimeni. Și ca urmare se merge pe ideea că, bă, nu e ok. Da? Și nu fac chestia asta în străinătate. În schimb, când vin în România, unde orice este permis, avea România, e țara tuturor posibilităților, și se dezlănți oamenii. Și în continuare vei spune, nu toți, sunt persoane și persoane. Laud românii din străinătate și o să fac mereu chestia asta, care lucrează. De ce? Pentru că nu-i laud eu neapărat, preiau laudele de la alții, care au spus că românii ar prefera să lucreze cu români decât cu cetățenii țării respective. Că românii sunt buni, sunt harnici, sunt iuți și ieftini. Nu înțeleg exact ce înseamnă ieftin. Când faci cuiva un contract de muncă legal, îl plătești la cât se plătește peste tot. Cât ai plătit pe oricine. Nu înțeleg exact povestea cu ieftinul. Dar, în fine, ieftin atunci când lucrează la negru. Sau, asta înseamnă ieftin. Când omul lucrează cu contract normal, 20, nu? Când omul lucrează cu contract normal, sau chiar mă apropii de final. Da, știu, eu am vrut așa. Ca să am aici
chestia cu, uite, vezi? Da? Ce știi tu? On air. Deci 20 mai am? Da. Mulțumesc. Da, să... De zile. Așa, îmi urezi tu mie, mulțumesc. Guvernul român, hai să sar peste faza cu lăudatul românilor din străinătate. Guvernul românilor din România s-a gândit să acorde un ajutor copiilor rămași orfani în urma cutremurului din Italia. Mai exact 6.000 de euro. Guvernul român nu are nicio obligație decât că ăia sunt cetățeni români, dar de pățit au pățit-o la italieni, îmi pare rău să spun. Și mă mir că guvernul român s-a gândit să facă un gest. Guvernul acordă 6.000 de euro pentru românii, pentru copiii rămași orfani în urma cutremurului, 1.000 de euro pentru fiecare persoană decedată, 10.000 de euro pentru familiile sau persoanele ale căror locuințe au fost distruse în proporție de peste 50% și cei care decid să se reîntoarcă în România. Hotărârea adoptată ieri de guvern stabilește acordarea următoarelor ajutoare cu caracter de urgență. Hai să vă spun exact. 6.000 de euro pentru copiii rămași orfani în urma decesului părinților. Se acordă rudelor până la gradul 4 sau altor persoane, cetățeni români, la care se dispune măsura de protecție specială a copilului sau a copiilor pentru creștere și îngrijire. 1.000 de euro pentru fiecare persoană decedată din familie. Sună foarte urât, de parcă se vinde la jumătatea de kil, știi? De... Câți morți aveți? Păi 3. 3.000 de euro. Luați aici. Pentru fiecare persoană decedată din familie acordată membrului supraviețuitor al familiei sau rude de până la gradul 2, acoperirea cheltuielilor de spitalizare și recuperarea pentru cei care nu sunt incluși în sistemul de asigurări și a căror cheltuieli nu sunt acoperite de statul italian, lucru care cu siguranță va ridica românii în sus. Dar bine mă frate, eu rămân în România, plătesc la asigurări de sănătate o grămadă și stau ore în șir la coadă și la final îmi și plătesc ce am de plătit. Și ăștia nici măcar nu stau în țară, vin o dată pe an, nu-și plătesc. Înțelegeți de unde vor apărea discuția? Dar suntem oameni, am auzit chestia asta deja, suntem oameni și e normal să-i ajutăm pe cei care au trecut prin nenorocirea asta. Trebuie. Se vor da o grămadă de bani, se vor da o grămadă, se vor da niște bani. Chiar mă mir că guvernul României a luat decizia de a ajuta pe românii de acolo. Sincer, mă mir. Persoanele care decid să se întoarcă în România vor primi 10.000 de euro dintre cei care și-au pierdut locuințele în Italia. 3.000 de euro pentru familiile sau persoanele singure care nu au o locuință proprie, dar care nu mai au unde locui prin distrugerea imobilului unde locuiau, indiferent că rămân în Italia sau se întorc în România. 3.000 de euro, cu siguranță, te ajută să-ți plătești chiria până an de zile. Cam pe acolo. Ținând, eu plăteam 350 de euro în Spania, chirie. Nu mă întrebați, băi, de mine așa de mult, e aproape ca în București. Da, aproape ca în București, dar țineți cont că ăla era un orășel micuț, era practic o comună mai mică decât Cordunul. Da? Și plăteam 350 de euro, dar am 1200 de euro în mână. De aceea mi-am permis la un moment dat să-mi permit niște luxuri, să închiriez și spațiu de parcare în parcarea subterană, la care aveam acces cu card, cu deschiderea de la distanță, a ușii garajului, cu lumini de alea, ca să oprească traficul pe stradă, pentru că trebuia să intru sau să ies în garaj. Mi-am permis luxul ăsta. De ce? Pentru că era unica toată. E 25 de euro. 25 de euro? Mă gândesc că acum 25 de euro, frate. Da, bine, am venit în România.
Ieri pusesem pe... Da, în fine, guvernul acordă ajutoare pentru copiii rămași orfani și pentru persoanele care și-au pierdut locuințele în Italia, indiferent dacă vor să rămână acolo sau să se întoarcă în România. Vorbim de... Vorbim de legi făcute românește, de formulări ale legilor care au rămas la stadiul exact cum a anului în care au fost gândite și n-au mai fost adaptate la nevoile, la necesitățile actuale, deși România, Europa, lumea a trecut prin schimbări majore, legile noastre au rămas aceleași și nu au mai fost gândite că, bă, frate, ceva s-a schimbat și a trebuit să nu se mai potrivește textul legii. Vai, n-am despre ce vorbești. Ieri am pus pe Facebook, nu știu cât ați fost pe fază. Să spunem că o persoană din străinătate, nu eu, o persoană care vine din străinătate, din cadrul, din zona Uniunii Europene, dorește să-și schimbe permisul de conducere. Asta m-a interesat și pe mine, de asta m-am legat de povestea asta. Dorește să schimbe permisul de conducere. Legea spune că, hai să vedeți despre ce idioțenii de la bază plecăm. Legea spune că o persoană are obligația să-și preschimbe permisul de conducere în cel mult 6 luni de la reîntoarcerea în țară. Dar de unde știi când s-a întors în țară? Că nu mai trece pe la vamă să-i se pună o ștampilă cu data. El poate intra în țară oricând și poate ieși din țară oricând. Și poate pleca și se poate reîntoarce. Când vrea muștiului, de ce? Că e liberă circulație. De unde știi când a intrat omul în țară? A, păi l-am văzut cu mașina. Băi, măcar dacă ar înregistra mașinile, știi? Dom'le, individul respectiv a intrat în țară cu mașina... El nu. Nu știm când a intrat el în țară, dar mașina lui a intrat pe data asta. Între timp a vândut-o, n-a vândut-o, nu mai știm. Dar mașina respectivă a intrat pe 1 ianuarie, deci presupunem că și omul a intrat o dată cu ea. Ce te faci cu cei care au venit fără mașină? Acu 3 ani au rămas cu permisul de unde ar fi venit ei. Legea îi zice că în 6 luni are obligația să-și schimbe permisul. Mă întreb, de ce trebuie să-și schimbe permisul? Nu e un permis european? Adică suntem în Uniunea Europeană și practic un permis de conducere B, că despre dat de B vorbim, da? Poți să conduci oriunde. Excepție, să zicem, făcând țările în care volanul e pe partea elaltă, deși e același permis. Da? Da, acolo trebuie să fie un test. De ce? Că e dificil, e trecere de la una la alta. Dar în rest, în țările în care mașinile arată la fel și condusul e la fel, ar trebui să existe un permis și porcăria asta de ai obligația să schimbi permisul în perioada de 6 luni, ar trebui să dispară. De ce? Pentru că nu mai e necesară. De ce? Pentru că suntem în Uniunea Europeană. Și ar trebui să dispară porcăria asta de la bun început. Doi la mână, permisele nu seamănă unul cu altul, frate. Ăsta de Germania arată într-un fel, cel pe care ți-l luat în Italia arată într-un fel, cel pe care l-a luat în Spania arată într-un fel, cel pe care l-a luat în România arată într-un fel. Și nu mă refer la că unul e triunghiular și unul e rotund și unul... Nu, sunt dreptunghiulare. Diferă datele de pe el. Diferă datele de pe el și cu asta basta. Da, adică dacă te oprește cineva în trafic și ai permis de conducere de Italia, luat în Italia, dar tu te-ai întors în România, datele tale vor fi cele de acolo. Cui? Unde îți trimite amenda? Oh, păi unde e înregistrat mașina? De exemplu, e o confuzie, da? După aia, îmi place chestia și am zis că am pus pe Facebook și m-a amuzat. Dacă vrei să-ți preschimbi... cum era, preschimbarea permiselor străine în permis românesc. Nu mai știu exact formularea, am pus pe Facebook. Prima literă. Nu se preschimbă, nu se pot preschimba permise de circulație internațională. Sunt convins că acum 30, 40, 50 de ani formularea era corectă. Între timp însă permisul de conducere european este la rândul lui internațional, că poți să conduci cu el în toate țările Uniunii Europene. El, la rândul lui, este internațional. Practic, prima chestie anulează a doua chestie.
care a doua chestie anulează prima chestie, dar în continuare e ilegal. Cum facem? Păi da, preschimbarea permiselor străine în permise românești. Nu se preschimbă permise de conducere internaționale. Păi măi, Vasile, al meu e internațional. De ce? Că Uniunea Europeană. Uniunea Europeană înseamnă mai multe țări. Mai multe țări înseamnă ghici ce? Internațional. Deci cum ne batem cap în cap? Unde-i? Cine a făcut formula? Adică formularea a fost bună ea la vremea ei, am mai zis. Formularea a fost fantastică la vremea ei. Între timp s-au schimbat niște chestii și legile au rămas la același nivel. Fetele, formularea... A, uite, în sfârșit am ajuns unde vroiam. Formularea... Închide bre chestia asta. Închide bre chestia asta. Jesus! Fai de mine, mă omoară tehnologia. Așa. Documente necesare pentru preschimbarea permise străine. 1. Generalități. 1.1. Permisele de conducere străine se schimbă în baza prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului este 95/2002 și o ordonanță minister, nu știu ce dracu, OMAI, 163/2011. 3. Rândul mai jos scrie. Nu pot fi preschimbate cu documente similare românești următoarele categorii de documente. Permise de conducere internațională. Internaționale. Dar n-am venit cu el din Cuba, din Jamaica sau din Noua Zeelandă. Am venit cu el tot din Uniunea Europeană. Ceea ce îl face internațional oricum, pentru că nu l-am luat în România, l-am luat în Olanda și iar am venit cu el din altă țară și e permis în continuare să conduc cu el și în România, ceea ce îl face internațional. Mai departe, v-am scris pe Facebook. Permisul de conducere național se solicită în original și traducerea legalizată, da, în limba română acestuia, scrie, cu excepția permiselor eliberate de autoritățile din Republica Moldova, care folosește limba română, da, și a permiselor, și deci cu excepția celor din Moldova și a permiselor eliberate de statele cuprinse în anexa 1. Mă uit în anexa 1 și acolo sunt țările Uniunii Europene. Corect? Dar nu zice eliberate de autoritățile române de acolo. Nu. Eliberate în țările respective. Deci, dacă ești, ți-ai luat permisul în una din țările respective ale Uniunii Europene, nu ai nevoie de traducere legalizată. Scrie clar în text. Pe urmă, nu ai nevoie... A, și asta e că mai era o chestie foarte mișto... Lista respectivă, de asemenea, conține state membre a Uniunii Europene emitente de permise de conducere naționale ce pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea deținătorilor unui astfel de permis. Adică dacă ți-ai luat permisul acolo, nu mai vii în țară și dacă vrei să-l faci românesc, trebuie să dai un alt examen auto de conducere teoretic și practic, sau practic, și nici nu trebuie să treci printr-o examinare medicală. Super mișto este că din nou trei rânduri mai jos, ca să îl preschimbi, îți cer o fișă medicală completată de unitate de asistență medicală pe care să scrie apt conducător auto. Păi bă, Vasile, 5 rânduri mai sus, 3 rânduri mai sus, a spus că nu trebuie. Deci îmi trebuie sau nu trebuie? Lista țărilor în care ți-au eliberat permis de conducere și pentru care, ca să-l preschimbi în permis românesc, nu ai nevoie de traducere legalizată în limba română, că e în lista aia, da, lista aia nu necesită traducere legalizată, pentru că spune, excepție fac autoritățile Republica Moldova și lista țărilor membre. Da? Și nici nu ai nevoie de examinare sau testare. Adică dacă mi-am luat permisul din Spania, cum îl am eu, și vreau să-l preschimb în permis românesc, aș face, să fac și chestia asta la un moment dat, dar nu știu cât mai stau prin România. Deci, dacă mi-am luat permisul din Spania și vreau să-l preschimb în permis românesc, nu am nevoie nici de traducere legalizată și nici nu trebuie să fiu testat sau examinat în vreun fel. Da? Asta spune la articolul, la litera A. Prima. La litera D mă obligă să aduc o fișă medicală pe care să scrie apt conducător auto. Nu. Nu vreau. La litera A ziceți că nu-i nevoie. Și n-am să o fac. Da?
practic eu trebuie să mă duc cu cartonașul să spun bună ziua, îl vedeți pe ăsta, da, e spaniol, dați-mi un românesc. Da, buletinul, adică nu-i toate actele, toate actele necesare, actele necesare ca să-mi dați un permis românesc. Dar în rest, dar nu scrie nicăieri că ești apt. Ba da, scrie, unde? În Spania vorbiți cu ea. Ei mi l-au dat examinându-mă medical. Bă, dar noi de unde știm în România? Dar nu mă privește. Nu e problema mea, pentru că scrie mare că nu am nevoie de așa ceva. Pe urmă scrie mare că am nevoie de așa ceva. Nu mai știu ce să fac. Da? Vorbim de legi din astea pe care nu le-a mai adaptat nimeni, nu le-a adus nimeni la zi. Un film românesc inclus de BBC în topul celor mai bune filme ale secolului 21 este 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile de Cristian Mungiu. Film pe care nu l-am văzut. Foarte ciudat. De ce nu l-am văzut? Am avut mereu senzația că un film erotic? E erotic? L-a văzut cineva? 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile? BBC a făcut un top 25 al celor mai bune filme din secolul 21. Criticii din întreaga lume explică de ce aceste pelicule se află în top. Pe 25, Memento. Pe 24, The Master. Pe 23, Cache. Lost in Translation, The Grand Budapest Hotel, Synecdoche, New York, The White Ribbon, vă zic în română, Labirintul lui Pan, Sfintele Motoare, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, Actul de a ucide copiii tatălui, Zodiac, cine e pe primul loc, mă? Calea Misterilor, Mulholland Drive. Dar de ce? Regizat de Cristian Mungiu și premiat cu trofeul Palme d'Or la 60-a ediție a Festivalului de la Cannes în 2007, pelicula este o dramă despre avorturile ilegale din perioada comunistă a țării noastre. Mungiu evocă atmosfera represivă din timpul data, filme vesele noi nu facem din timpul liderului comunist, dar și umanismul ascuns, pitit în spiritul protagonistei, Otilia. O studentă care își asumă riscuri de neimaginat pentru a-și ajuta prietena Găbița, care este însărcinată. Asta scrie Maggie Lee de la Variety Hong Kong. Filme vesele, nu mai... Eu cred că la noi ideile și la noi Cristian Mungiu. Filme de-astea cum era pe vremea lui Ceaușescu. Uimitor, nu o să vă vine să credeți, dar știm cum era pe vremea lui Ceaușescu. Adică... De asta prefer SF-urile, frate. Că nu știu cum o să fie. Cred că m-am apropiat de final, oricum văd că s-a terminat cu cheful de, nu știu ce, m-am enervat pe faza cu Tericianu. Angela Merkel denunță lipsa de solidaritate a țărilor este europene în criza refugiaților. Este inacceptabil ca unele state membre Uniunii Europene să nu accepte refugiați doar pentru că sunt musulmani. Fiecare trebuie să aibă propria contribuție, a declarat Angela Merkel. Nu, frate, România nu prea acceptă musulmani pentru că nu are cu ce să-i hrănească. De exemplu, dar mi-a plăcut, cine a zis-o? Ludovic Orban. Mă, mie nu-mi place omul ăla, dar tura asta a apărut pe net o chestie foarte mișto. Mamaie, dacă eu invit oaspeți la mine, nu-i culc prin străini. Da, nu-i culc prin vecini. Dacă invit oameni la mine, invit la mine. Nu-i culc prin vecini, cum a făcut Angela Merkel, că ea a zis la un moment dat, bă, știți ce, să dăm drumul la refugiați în Europa. Și nu mă interesează că sunt musulmani, islamiști, atacatori cu bombă, violatori, etc., etc., că nu pot să-i pun pe toți în aceeași oală, da? Dar ca idee, în momentul în care eu îi invit pe 800 de oameni la mine acasă, nu vorbesc și oblig pe vecini să-i primească la ei să doarmă. Că idiot! Cancelarul Germaniei a subliniat că Uniunea Europeană reușește să găsească soluții, inclusiv în problema refugiaților. Îmi pare rău să spun, dar nu reușiți să găsiți soluții. Poate la nivel înalt găsiți, dar pentru omul de rând e nașpa. De ce? Pentru că femeile din Germania au început să stea cu frica în sân. Și se vede. Și s-a văzut ce s-a întâmplat. Le e frică oamenilor. O să ajungem ca paranoicii de americani. Pusesem ieri pe Facebook, încă o dată am recomandat Bowling for Columbine, filmul lui
Michael Moore, ca să vedeți ce înseamnă să stai cu frica în sân. Frica duce la gesturi extreme. Și oamenii se vor bate pe stradă, de frică. Dacă nu, vom ajunge ca paranoici aia de americani care se înarmează și atacă preventiv orice stat din jur, ca nu cumva ăia vreodată să-i atace pe ei, să nu le vină ideea. Da? Se reușește să găsească soluții în problema refugiaților. Oamenii stau cu frica în sân. Găsiți soluții pentru cetățenii care v-au votat, nu pentru cei care vin. Sfatul meu și nu... Da, sunt antirefugiați. Fiecare stea în măsa în cur, frate. De-aia m-am întors în România. Da, că Uniunea Europeană e deschisă și pot să plec oriunde, în Uniune, da. Dar să mă duc în Statele Unite și să fug în Statele Unite, la ce m-ar ajuta? Plus că nu m-aș duce în Statele Unite nici într-o 100 de milioane de ani. În fine, cum apropii de final, hai, un lagăr de concentrare va fi transformat în resort de lux. Oficialitățile din Muntenegro au un plan de reconsolidare a fortului de la Mamula, una dintre cele mai bine conservate fortărețe austro-ungare din secolul XIX. Guvernul a aprobat un plan de transformare a lagărului într-un resort luxos, investiție care se ridică de la 15 milioane de euro. Păi și ce o să se întâmple? Adică te duci acolo, plătești o gârlă de bani și o să te bată cu biciu și o să te pună pe plantație? Adică, domnule, încercăm să recreăm viața din acest fort, din acest lagăr din secolul XIX. Băi, dar ce făceau aici? Păi mureau de foame și îi mâncau șobolanii. 8.000 de euro, hai! Atâta costă. Dai 8.000 de euro și stai pe un pat de scândură cu 87 de vecini care pârții, râgă și mor și te mănâncă șobolanii. Da, mă, care a fost într-un resort de lux în lagărul... Fortul a fost construit în 1853. Guvernul italian oferă tinerilor care împlinesc 18 ani 500 de euro ca să-și cumpere cărți. Dar nu de joc, de citit. Pentru că reprezintă un bonus de cultură. Inițiativa va fi lansată pe 15 septembrie. Bonusul poate fi cheltuit pe cărți, bilete la concert, teatru, cinema, vizite la muzeu sau excursii în parcuri naționale. Semințe, bere, ultimul album al Guță și intrarea la bordel. Se așteaptă ca aproape 575.000 de adolescenți să beneficieze de această inițiativă. Aceștia vor trebui să-și, vor putea să-și revendice fonduri printr-o aplicație descărcând vouchere în telefoanele proprii care pot fi folosite în materiale, în magazinele online, dar și fizice. Toată lumea vrea oameni mai deștepți. Dragilor și dragilor, ia să-mi închid asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați oferit-o și astăzi. Rămâne să ne vedem mâine cu puțin noroc la altă ediție a emisiunii 24 de titluri. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!